Bun, am discutat despre, am văzut un material despre artă și în continuare vă propun să discutăm tot despre artă, arta lucrului frumos, un subiect mai mult dedicat doamnelor, dar nu-i nimic, pot urmări și bărbații pentru a-și face o idee, bărbații în special se bucură. Vorbim despre make-up în această dimineață cu Laura Buțurgă. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă urez tuturor succes! Mulțumim la fel, noul, să fie noul, da, foarte bun. Să aveți planuri împlinite, să zic așa. Și mă bucur să te revăd în noul an. E prima noastră întâlnire anul acesta. Da, așa acesta. Este. Așa este. Și eu îți doresc un an extraordinar. Mulțumesc. Pentru că toți suntem la început de an, haideți să vorbim despre tendințele anului acesta. În ce privește machiajul? Sigur, este interesant. De ce spun că este interesant? Voi justifica imediat. Institutul Mondial al Culorii, care se numește Institutul Pantone, deci nu Panetone, pentru că multă lume confundă și chiar mă amuzam la un moment dat, zic, băi, Panetone este un cozonac. Așa, deci Pantone, Institutul Mondial al Culorii. Pe Panetone direct... ne-am axat de sărbători. De sărbători, acum da, trecem deja, la Pantone. Da, numai că vreau să precizez ceva, Roxana. Institutul Pantone lucrează deja din vara trecută pentru anul acesta. Serios? Deci înseamnă că ei au fost oricum cu un pas înainte a cozonacilor, da. Să zic așa. Ce este interesant, revin și să discutăm lucruri serioase. Exact. Este că acest institut a hotărât pentru anul acesta, 2016, două culori vedete. De ce spun asta? Pentru că, în general, s-au axat doar pe o singură culoare, care, sigur, a suportat diverse îmbinări sau, eu știu, au fost extrem de flexibile în ceea ce privesc combinațiile în diverse domenii, adică design, arhitectură, pentru că nu e vorba doar despre machiaj atunci când acest institut hotărăște culorile deci anului. Deci toate sferele se stabilesc aceste culori. Exact, deci este stabilită... De fapt, ai dreptate. Anul trecut a fost anul... Marsala. Exact. Da. Da, și în îmbrăcăminte, în ținută, în vestimentație și în... design interior au fost punctate aceste nuanțe sau tonuri, culori care au plecat din această zonă, Marsala. Anul acesta, vedetele sunt roz cuarț și bleu serenity. Am auzit de aceste culori. Ce este interesant este că sunt două culori stabilite. Ceea ce nu s-a întâmplat până acum, cel puțin în ultimii 10 ani și din ce am studiat eu chiar în ultimii 20 de ani, n-au fost alese două culori și niciun caz două culori atât de suave. Eu cred că aceste două culori au fost alese nu întâmplător. Mi-am format o opinie personală în această privință, făcând o retrospectivă a culorilor anilor trecuți. Și cred că s-au ales și două culori și astfel de culori. Deci când vorbesc de roz cuarț, este un roz extrem de pal, extrem de fin. Da, da. Iar bleul acesta Serenity este la fel culoarea tot cerului. Diafan. Da, culoarea cerului atunci când este extrem de senin într-o zi de vară sau de primăvară. Și totuși deci sunt foarte diferite aceste culori. Da, dar se completează reciproc și revin spunând că ele cred că au fost alese dintr-un motiv și social. Dacă îmi dai voie să spun asta, pentru că se simte nevoia de liniște, de pace. Cred că dacă ne uităm în jurul nostru, observăm că lucrurile pe alocuri au devenit extrem de agresive. Da. Și atunci s-ar putea ca și acești oameni care fac parte din acest institut, pentru că nu se alege chiar întâmplător, au hotărât două culori care se completează, delicate, care duc către liniște, către pace, către bucuria, să zic așa... Atât a celui care le poate, exact. Cât și a privitorului. Și apoi mai este ceva. Dacă e să gândim și să fim extrem de atenți la aceste nuanțe și chiar am să rog pe cei care ne privesc să caute pe internet și să vadă aceste culori ca să înțeleagă mai bine, cred că putem să vorbim despre două culori care te duc cu gândul către bebeluși, pentru că în general rozul și bleul exact. Sunt culorile copiilor mici. Da. Apoi am spus că rozul este de fapt piatra, roz cu arți este piața, piatra iubirii necondiționate.
Deci cuarțul în sine, piatra aceasta, cuarț care are această culoare, este piatra iubirii necondiționate, a alinării sufletului, deci se duce cumva către această zonă de liniște sufletească. Bleuul este o culoare extrem de fină și ea se completează cu rozul. Am făcut așa o prezentare da, ușoară acestor și două foarte culori. Bine ai făcut, pentru că nu se știa. Da, pentru tot auzit de aceste nuanțe, dar habar n-aveam, nici nu mi-a trecut prin minte că au fost alese vedetele acestui an. Da, și pe lângă faptul că au fost alese vedete, repet, nu este vorba doar despre machiaj. Deci nu discutăm asta este important ca doamnele, domnișoarele, chiar și domnii să știe. Asta nu înseamnă că domnii vor trebui neapărat să poarte cravată roz, dacă e să facem așa în spirit de glumă o precizare, dar dacă e să discutăm doar despre zona de machiaj, pentru că în acest domeniu profesez și chiar le spun fetelor la școală, pentru că eu am o școală de machiaj, da. Și chiar le spun fetelor că important este nu neapărat ceea ce s-a hotărât de către Institutul Pantone sau ceea ce e precizat de către un institut anume, ci evident ceea ce stă bine persoanei. Adică, în final, clar că nu înseamnă că ne vom machia tot anul acesta cu roz și bleu. Și cui nu i s-ar potrivi aceste nuanțe? Exact. Dar, în machiaj, rozul, ca să revenim, mai ales că este vorba de acest roz pal, este binevenit în timpul zilei pe toată pleoapa mobilă. Deci o putem aplica pe toată pleoapa mobilă fără niciun fel de... și să completăm cu marouri, bejul, pentru că întotdeauna rozul cu nuanțele acestea bej sunt binevenite, da, funcționează, sunt complementare, arată bine și onorează ochiul. De asemenea, rozul îl poți folosi cum? Aplicând fard de obraz, mai exact blaș, ca să fie, da? Deci putem să aplicăm o notă discretă de blaș roz pal pentru a da vitalitate pomeților. Apoi, ca un truc, acest roz se poate folosi pe buza inferioară pentru a da puțin volum buzelor. Deci dacă în zona de mijloc a buzei inferioare se aplică puțin fard roz, dar vorbesc de acest roz, deci repet, cel care este clar hotărât, acela extrem de pal, nu rozul intens. Cum a fost o modă la un moment dat, exact, cu acel roz bombon. Se păstrează, acum ține de pigmentul pielii fiecăreia, oricum ca o paranteză, aceste două nuanțe se potrivesc perfect femeilor din România, pentru că pielea 90% a femeilor din această zonă a țării, din această Europa, este bej. Și atunci întotdeauna bejul se potrivește cu rozul și cu nuanța aceasta de bleu. Deci rozul cam în această direcție. Apoi dacă o folosim machiaj pentru machiajul de seară, atunci nuanțele de acestea de roz pot fi aplicate imediat pe arcadă, deci sub sprâncene, pentru că el este extrem de fin și atunci arată foarte bine în context. Și oferă luminozitate. Exact, și ai putea apoi pe pleoapa mobilă să aplici, de ce nu, chiar bleu marin, violet. Deci culori mai intense. Culori mai intense, dacă vrei să faci un machiaj de seară și să fii din această zonă cromatică. Roz, bleu, albastru. Iar dacă e să discutăm despre bleu, bleuul merge foarte bine și pe orice, sau mă rog, în orice context al ochilor căprui. Rozul pentru cei cu ochii verzi. Albaștri? Da, da. Și albaștri, deci niciodată albastru la albastru. Nu recomand, pentru că pe, să zicem așa, roata aceea cromatică pe care multă lume o știe de la desen, sunt culorile așezate și este recomandat, pentru ca o culoare să o scoți în evidență sau una să se scoată în evidență pe cealaltă, întotdeauna trebuie să existe culorile complementare, deci aflate undeva complementar pe acea, să zic, roată a culorii, rogvaiv. Da. Și atunci, sigur că fiecare culoare... Deci ne uităm la culori pe diagonală. Pe diagonală, da, în așa fel încât dacă ai ochii verzi, evident că nu vei folosi, mă rog, mai puțin albastru, mai bine roz, dacă este să alegi. Bine, sunt și aici diverse intensități ale culorii și atunci, cu siguranță, atunci când mergi la un make-up artist profesionist,
privește ochii, privește contextul, privește pigmentul pielei și în mod normal ar trebui să-ți facă recomandările cele mai potrivite. Deci eu cred că atât rozul cât și bleul sunt culori care se potrivesc chiar împreună. Deci la ochii căprui ar putea să fie pe pleoapa mobilă roz, iar în zona de umbră de contur, da, în zona de sub ochi și în zona de contur, de umbră, poate să fie acel bleu. Nu este un machiaj mai primăvaratic, așa? Da, tocmai pentru că spuneam, tendința și dorința este să fim, și mai ales casele de modă, marile case de modă, ca și accente, sigur că nu s-a mers doar pe roz și bleu, adică să nu-și imagineze nimeni că toate casele de modă, la prezentările care au avut deja loc și la colecțiile prezentate pentru 2016 deja, nu au pus în evidență doar aceste nuanțe. Deci nu au dispărut celelalte culori din magazine. Deci smoky, dacă este să venim acum în planul următor, să discutăm și despre celelalte tipuri de machiaj care se poartă și rămân în tendințe, este vorba de smoky eyes, care probabil că nu va dispărea niciodată din portofoliul doamnelor și domnișoarelor în ce privește machiajul, pentru că este într-adevăr un machiaj extrem de ofertant și care se potrivește din punctul meu de vedere. Am observat în timp, și asta spun din experiența mea proprie, interesant că dacă știi să combini culorile, dacă știi să intensitatea să o echilibrezi, se potrivește oricărei persoane, chiar dacă are ochii apropiați, chiar dacă are ochii îndepărtați, pentru că și în aceste cazuri există anumite reguli în machiaj, pentru că nu poți să aplici, de exemplu, zonă de umbră, de întuneric, să zic așa, în zona ochilor, în zona internă a ochilor, dacă ochii sunt apropiați, pentru că nu ne dorim să apropiem și mai mult. Dar smoky nu înseamnă negru, iarăși vreau să fac o precizare, pentru, mai ales pentru tinere, pentru că își doresc foarte tare să meargă la școală bine, să arate bine și folosesc extrem de mult negru în timpul școlii și se trezesc dimineața și își aplică un creion negru, mult negru. Prin faza asta am trecut și eu prima dată când, ai voie să te machiezi, nu știu undeva, prin clasa 8-a, 9-a, exact, să spunem, bineînțeles la ce apelez? La creionul negru. Da. Și la fel eram și eu, mă uit la fotografii din urmă. Da, e adevărat. Tocmai de asta eu am făcut anumite prezentări la școli, merg în școli și fac întâlniri cu elevii. Sigur că revin spunând că smoky nu înseamnă doar negru. Poți să faci, de exemplu, un machiaj extrem de ofertant, onorant și elegant și provocator, combinând bordo cu auriu. Da, frumos. Sau chiar cum este acum, de exemplu, bleu cu argintiu sau bleu chiar cu auriu, poți să fii îndrăzneață, pentru că până una alta trebuie să fim extrem de creative și eu transmit întotdeauna doamnelor și domnișoarelor să îndrăznească. E adevărat că trebuie să ai și o anumită documentație în acest sens, nu întâmplător, dar dacă culorile îți plac, te așezi în oglindă, simți că este în regulă și este și corect, pentru că până una alta nu e suficient să le aplici și să regăsești combinația perfectă cromatică. Trebuie să fie și corect din punct de vedere al morfologiei ochilor și a feței. Și apoi sunt tot felul de, nu neapărat trucuri, pentru că la cursurile mele de automachiaj, apropo, explic că nu trebuie, nu e o mare filozofie. Până una alta trebuie să ne imaginăm și să testăm. Să ne imaginăm cum ne-ar sta bine, să privim extrem de multe fotografii, să ne informăm și să ne privim. Adică suntem cu, sau, și să cerem și părerea celorlalți, acum nu tuturor sau celor neavizați, sau s-ar putea să ai colege destul de răutăcioase și atunci să te în eroare. Exact. Oricum nu stă bine. Nu e bine astăzi și ai să fii extrem de dezamăgită. Și atunci nu, de asta e bine să ceri sfatul profesioniștilor. Dacă o persoană nu este absolut deloc pricepută la machiaj, ce poate face? Pentru ce poate opta? Care ar fi cel mai simplu machiaj pe care l-ar putea adopta? Din punctul meu de vedere, dacă ai, de exemplu, la dispoziție, mai cu seamă că aici trebuie să discutăm și despre timp. Dacă ai timp sau nu ai timp. Și, în general, femeile nu au timp. Mai ales dimineața e destul de complicat să te... Și eu când prezint un machiaj, durează cam o oră jumătate, pentru că povestesc și doamnele la final spun, băi, dar tu mi-ai povestit aici o oră jumătate, două, eu nu am timpul. Ok, sunt de acord. Dar cred că cel mai important punct pe care trebuie să-l atingem și să-l privim este întreținerea tenului. Cum arată tenul? Și asta ce înseamnă? Înseamnă că, din punctul meu de vedere,
primul pas pe care trebuie să-l faci dimineața extrem de rapid este să demachiezi cu apă micelară, cu un demachiant și apoi o loțiune tonică, n-am să intru în detalii, deci cumva să demachiem, mă rog, și aici sunt multe de discutat, după care să aplici o cremă hidratantă și acum iarăși ține de tipul de piele, de anotimp. Pentru că și aici este interesant, nu poți să aplici, de exemplu, pe o piele grasă o cremă grasă, pentru că atunci o să arate foarte rău și te întreb de ce, dacă e și foarte cald afară, vara, de scurge ce... tot machiajul. Da, așa. Și atunci, iarăși, trebuie să alegi crema potrivită, ai aplicat un fond de ten, care la fel trebuie ales în zona evidentă a pigmentului culorii tale, pentru că dacă ai decolteu sau gâtul nu este acoperit și aplici un fond de ten care este mai închis sau mai deschis decât restul, nu vei arăta bine. Deci asta este unde iarăși, se testează fondul de ten? Fondul de ten... care este zona? Cea mai... clar că în primul rând trebuie la lumina zilei. Ceea ce este puțin probabil că doamnele vor putea să testeze într-un magazin la lumina zilei. Nu e posibil. Nu prea se poate. Mă rog, să spunem că la lumina aceea, în mod normal, eu chiar mă supăr de multe ori că nu există testere. În mod normal ar trebui să existe plicuri extrem de micuțe cu testere pe care doamnele să și le poată lua acasă să le testeze. Pentru că ce se întâmplă în magazin, totul arată bine la acele lumini. Când ajungi acasă și mai ales când ieși afară, ești extrem de dezamăgită de produsul pe care pentru că o femeie, un om nu își desfășoară activitatea într-un singur loc sau la un anumit tip de lumină și lumina este rece, caldă, afară e altfel de lumină, deci oriunde te duci e altfel de lumină, deci trebuie să găsești formula cea mai potrivită. Și apoi ține și de lumina pe care, asta e foarte important, de lumina pe care o avem în locul în care ne machiem, eu știu, în baie, la locul pe care l-avem amenajat în casă pentru machiaj, e foarte important. Deci unde se testează? Se testează în zona aceasta mandibulei și gât, în așa fel încât în momentul în care tu ai aplicat, deci aceasta este zona, în momentul, deci pe parte maxilar, parte gât. În așa fel încât tu să știi că este cea mai potrivită culoare, adică nu există diferență între cele două culori de pe... Deci în niciun caz pe mână, în niciun caz, eu știu, oriunde, pentru că noi și pielea noastră și mai cu seamă mâinile sunt vascularizate diferit. Sigur. Și atunci nu este nu găsești cea mai bună, să zic așa, potriveală cu testând pe mână. Am observat, e la îndemâna oricui, dar nu e la fel. Și dacă o să privească doamnele în oglindă, vor vedea că sunt pigmentate diferit mâna de față. După fondul de ten am aplicat repede, aplicăm pudra. Care pudră trebuie neapărat să existe? Că toată lumea întreabă de ce trebuie neapărat pudră. Păi trebuie pentru că pudra fixează, păstrează în timp, mult mai mult timp machiajul și apoi iarăși există tendința să nu strălucească. Ne dorim să avem o piele clară, mată, să nu În cazul tenului uscat, mai aplicăm pudră? Da, pentru că am aplicat înainte, din punctul meu de vedere, un fond de ten cu protecție solară, ușor hidratant, nu neapărat waterproof, deci se pot neapărat pudră. N-are nicio importanță tipul de piele, trebuie aplicată pudră. După care aplicăm puțin blush, după cum am zis, sunt tendințe, poate fi acest roz sau, mă rog, poate să fie și altă culoare, nu neapărat mai intens, mai puțin, fiecare cum își dorește în funcție de zi. N-am să intru în detalii care este linia, direcția, cum aplicăm blush-ul, dar ar fi interesant. După care, sprâncenele trebuie neapărat ușor pieptănate, pentru că dacă am aplicat fond de ten, pudră și așa mai departe, ele pot fi duse într-un plan îndepărtat, devin ușor stufoase, nu mai sunt la fel de clare, de așa. Eventual, dacă avem ușoară îndemânare, le putem puțin corecta sau aranja cu o pudră de sprâncene sau chiar un creion, dar foarte discret. Apropo, vă rog, doamne, domnișoare, nu se mai poartă, nici nu s-au purtat vreodată, dar mă rog, uitați de sprâncenele acelea extrem de grafice, pentru că deloc în tendințe. La milimetru. Și chiar vă rog să vă uitați în reviste, pentru că revistele de modă, și dacă știți că există și un program special pentru modă, priviți să vedeți modelele ce gen de sprâncene au. Și cam gata cu machiajul, nu? Aproape gata, pentru că mai este vorba de... Mai avem ochii, unde ar trebui acolo să mai aplicăm, dacă ne grăbim, puțin rimel, gloss sau puțin ruj, poate chiar mai intens, dacă ne dorim și ne stă bine și suntem într-o dispoziție bună în acea zi. Și cam atât. Cu siguranță vom reveni cu invitația pentru a reveni în emisiunea noastră. Sunt foarte multe de discutat. Din păcate, timpul nu ne mai permite acum să continuăm discuția, dar te reașteptăm.
drag. A fost alături de noi Laura Buțurcă, make-up artist. Laura are și o școală unde predă cursuri de make-up. De asemenea, în ea și cursuri mai puteți face și în ce privește limbile străine, de exemplu ebraică. De ce nu? Haideți să vedem materialul pregătit de colegii noștri.